Hei, salut și bine te-am găsit! Cu toții am făcut acest dans. A fost incomod. Cu toții am fost într-o situație când trebuia să ne reținem vezica. Poate vă concentrați profund asupra activității voastre. Poate că nu vrei să folosești acea toaletă sau poate că șoferul din călătoria ta doar urăște să oprească. Imaginați-vă că sunteți în această stare timp de 7 zile. Cât lichid ar putea reține vezica urinară? Cum v-ar afecta celelalte organe interne? Ce s-ar întâmpla dacă vezica noastră ar izbucni? Vezica ta joacă un rol vital în supraviețuirea corpului tău. Acești mușchi de tip balon fac parte din tractul urinar, care include și rinichii. Împreună, aceste organe elimină toxinele și excesul de săruri, zaharuri și proteine din fluxul sanguin, expulzându-le din corp ca urină. Dacă lăsați vezica să se umple și ignorați semnalele sale insistente că este timpul să vizitați toaleta, cel mai probabil se va goli singură și este jenant. Dar dacă cumva ai fi capabil să-ți controlezi vezica și să nu faci pipi o săptămână întreagă, ce s-ar întâmpla? Să zicem că aveți o vezică de putere supererou și decideți să conduceți mii de kilometri fără să vă opriți, nici măcar pentru o singură pauză la baie. Până la sfârșitul primei zile, te vei simți destul de incomod. Nu numai că creierul tău strigă doar să faci pipi, dar vezica ta va apăsa împotriva celorlalte organe, pe măsură ce va crește, iar abdomenul va începe să se umfle atât de mult încât lenjeria și pantalonii să fie prea strânși. De asemenea, s-ar putea să fi cauzat unele pagube grave la rinic, ceea ce cu siguranță nu este bine pentru dumneavoastră. Urina ta aprinsă se revarsă acum în rinic prin intermediul uretelor, permițând bacteriilor să se colonizeze. În acest moment s-ar putea instala o infecție a tractului urinar, provocând durere și febră. Acum suntem în ziua a doua a călătoriei tale nebune de drum și nu te simți prea bine. Rinichii tăi încep să se cicatrizeze de la leziunile suferite, iar mușchii planșei pelviene sunt supraestendenți. Pe măsură ce călătoria dumneavoastră continuă și nu faceți pipi, acidul din corpul vostru dăunează acum altor organe. Dacă o faceți în mod miraculos în toată țara, fără a vă uda, probabil ar trebui să vizitați camera de urgență. Persoana obișnuită face pipi de 6 până la 10 ori pe zi, ceea ce înseamnă că v-ați refuzat 60 până la 70 de excursii la baie până la sfârșitul săptămânii. Ar fi nevoie de câteva minute pentru a expulza toată acea urină, dar chiar și după ce faci pipi, vei fi în continuare dureros. Durează ceva timp pentru ca toți acei mușchi să se retragă și să se micșoreze înapoi la dimensiunea lor normală. Ce se întâmplă dacă nu ajungeți la o destinație în timp? Ce se întâmplă dacă vezica explodează în corp? Ei bine, cel mai probabil ai contracta sepsisul din toxinele pe care le eliberează. Asta te-ar putea ucide. Așadar, poate ar trebui să vă gândiți de 2 ori înainte de a merge într-o călătorie lungă pe drum, fără o singură oprire la baie. Chiar și menținerea vezicii urinare prea mult timp în mod regulat poate dăuna. Atunci când o vezică ca un balon se umflă excesiv, se înfundă după ce s-a golit, slăbind mușchiul. O vezică slăbită înseamnă că nu veți putea să vă goliți toată urina dintr-o singură dată, ceea ce duce la urinare mai frecventă. Este aproape imposibil, din punct de vedere fizic, să vă țineți vezica în punctul de a exploda literalmente, dar s-a întâmplat, de ce nu? În secolul al XVI-lea, astronomul danez Tycho Brahe a refuzat să se scuze de la un banchet regal pentru că nu voia să fie nepoliticos. Când a ajuns în sfârșit acasă și a încercat să urineze, nu i-a ieșit nimic. A devenit speriat și apoi a murit din cauza unei vezici urinare. Vezica noastră nu este ceva despre care ne gândim mult, până când nu trebuie să gogolim. Dar este important să înțelegem cât de esențial joacă un rol în corpurile noastre complexe. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like, m-ar ajuta enorm de mult, să distribui, să vadă și prietenii tăi și să te abonezi la pagină. Mulțumesc pentru vizionare și te mai aștept curând cu alte videoclipuri.